văd la noastră chiar și acum o atitudine agresivă împotriva PSD-ului. Constructiv-agresivă, să-i spunem. Constructiv-agresivă, sigur. Că vrem să-i aducem pe calea cea bună, să avem o opoziție civilizată în România. Sunt curios dacă știți de ce nu se întâmplă asta. Eu cred că se întâmplă această opoziție. Nu odată l-am văzut și pe postul la Consiliul Județean, domnul George Dragomir și pe domnul Virgil Chițar, în pozițiile publice, criticând PSD-ul pe diverse teme. M-aș bucura să văd de la fiecare candidat cum face în fiecare zi. A fost o perioadă în care probabil și-au creionat strategia de campanie și să știți că validarea cel puțin pe Consiliul Județean s-a făcut foarte târziu, dar sunt absolut convinsă că acest lucru se simte. Dacă nu îl simțiți, întotdeauna este vina candidatului. Ce așteptări aveți de la Constanța, de la candidatul din Constanța? Am așteptări de la mari, de la rezultatul alegerilor din 5 iunie. Păi nu concep să pierdem municipiul Constanța și de asemenea nu concep să pierdem județul. Este prima dată când județul ăsta poate scăpa de o patalama pe care, din nefericire, cei care l-au gestionat atâta vreme i-au pus-o. Anume de județ unde foarte multe lucruri sunt cu dedicație, ca să nu folosesc alte sintagme. Aș vrea să... De altfel, vă mărturisesc sincer, înainte data mea, eu nu iau în calcul altă variantă. Nu iau în calcul altă variantă. Și domnul Chițar și domnul Dragomir sunt candidați puternici care știu în ce competiție s-au băgat, care știu că PSD-ul este principalul adversar și, repet, mandatul politic care li s-a dat este acela de a câștiga municipii și județe. Există posibilitatea ca PNL să încheie o alianță la alegerile locale? Vă întreb pentru că domnul Dragomir ne-a spus în conferința de presă că nu exclude acest scenariu, în afară de PSD. Dar există posibilitatea cu alt partid din zona de... Deci, mai exemplu, noi avem o decizie de un an, în mai de la Pitești, pe care nu facem alianțe preelectorale cu nimeni. Nici pe dreapta. Nici cu mama. Aveți un județ deci nici la alegerile locale, nici la alegerile generale. Asta este decizia partidului. În cazul celor trei care sunt primari în funcție, la început, cei 25 de primari, conform unei decizii naționale, au fost validați toți în bloc. Erau cu decizie, toți primarii sunt validați mai departe. Deci noi, la nivel de filială, în Comisia Juridică, am desemnat colegi care vor verifica toate dosarele candidaților, nu numai primari aleși în funcție, și toți ceilalți care vor candida, și numai primari, și consilieri, și sunt sute de dosare, care vor fi verificate. Iar biroul județean va valida aceste dosare după ce le vor fi verificate. Adică există posibilitatea ca cei doi primari... Repet ce am spus ieri. Bă, da, a spus că listele nu sunt bătute în cui, asta a sugerat. Nu sunt bătute în cui, a spus de Cernavodă. Vă repet ce am spus și ieri. Iar eu vă repet ce am spus și ieri, domnul Marghiol este condamnat... V-am adus un document pe care l-am adus. Deci eu n-am de unde să știu toate aceste... Deci atât îmi dau o declarație, iar aceste documente vor fi verificate. Pentru că ei depun și o declarație, propria răspundere. Vom verifica fiecare membru în parte. La pentru a constitui majorități, în schimb, post-electoral, este la libertatea organizațiilor județene, pentru că situația diferă de la un județ la altul. Dacă mergem în Zalău, o să vedem că acolo 28% din voturi ia minimul de mereu. Constare, de fapt. Asta este starea de fapt în Constanța. Ce sigur, este Constanța. Aveți în județul Constanța mai mulți candidați și asta e o situație pe care mi-a obsesizat o agenție economică, care se suspendă din postura de oameni cu funcții în ANAF, de exemplu, cu putere de control asupra agenților economici. Mă interesează dacă situația vi se pare normală. Nu este normală deloc și asta este tactica PSD-ului de suspendare. Și al nostru trebuie să fie în situația în care dacă se plece cu totul de acolo, se suspende și toți PSD-iștii. Poftiți? Să se suspende sau să-și dea demisia? Să-și dea demisia. Dacă vrea să îmbrace o haină politică, să candideze, tot să-și dea demisia.
Nu se poate, pentru că aveți situații în toată țara în care se suspendă toți. Aveți cam 5. Nu știu, să se suspende și ai noștri, să se suspende toți specialiștii. Să-și dea demisia. Să-și dea demisia, scuzați-mă, și toți specialiștii. Ce e asta? Până la amiază ești frate cu ei și după amiază faci o poziție? Sau ești funcționar public până ieri și după săptămână nu mai ești? Deci, scurt. Un drum e un drum, alt drum e alt drum. Da. Cei care sunt în două luni au mari probleme și nu vor avea nici noroc în viață la lege. Vreți lua măsuri împotriva celor care nu fac asta? Există un candidat la Megidia, de exemplu. Este la latitudinea fiecare creație și județene. M-am spus punctul de vedere că n-am mai discutat. Eu vreau să mă întreb dacă există o rezoluție în practic în sensul ăsta, că sunt obligați să se suspende. Sau să dea demisia. Nu există și vă dau funcționare că o să propună un partid în prima secundă după PSD. Că ar trebui să suspende tot PSD-ul. Dacă rămâneți fără candidat în aceste localități. Îți dai seama că și PSD-ul rămâne fără. Dar n-are. Bun, vreau să vă mai întreb eu ceva și... Așa. Ați lucrat foarte mult la un cod de integritate al partidului. Decalogul minune. Da. Totuși, cu toate acelea, cel puțin la Constanța, acesta nu este respectat. Au fost validați 3 candidați actuali primari care sunt primiți în judecată. Unul a fost arestat ca la alte. Primarul ăla da. Cernavă. Nu a arestat, condamnat. Condamnat și arestat pentru executarea pedepsei. Deci, de același considerent, de același domnul Dragomir, vă rog să lăsați să-mi răspundeți la centru, pentru că răspunsul meu ăsta am ascultat. Să vă răspundeți de noi și cu toate acestea, la un moment dat, senatorul Chiru, care se cheamă, n-aș fi vrut să dau nume, dar ca să exemplu un pic mai concret, senatorul Chiru, care se cheamă foarte bine în sondajul de la Constanța, nu a fost validat ca și candidat, tocmai pe acest considerent. De ce se înclină balanța? Stai o secundă să spun eu ce ține de centru. Colega mea a vrut să spună că este vorba de primari care provin din vechiul PNL, iar da. Când este vorba de candidați din PDL, în situația lor se respectă decalogul, dar nu și la liberali. Deci, doamnă, faceți o greșeală. Nu, eu am tradus ce a vrut să vă spună colega. Îmi permit să facă remarcile adevărate, acum, pentru că e vorba de partid. Noi, indiferent, fiecare jurnalist poate să aibă simpatie, antipatie. Dar e vorba de simpatie și antipatie. Dați-mi voie că nu știți despre ce vreau să vă spun. Nici dumneavoastră nu știți ce simpatie sau antipatie sau dacă avem asemenea sentimente la Constanța. Cum mai le-am spus dacă. Presupun că dacă este același condițional optativ pe care îl înțeleg și eu și dumneavoastră la fel. Doamnelor și domnilor, criteriile de integritate în Partidul Național Liberal se aplică în felul următor. Și am spus-o, cred că, dacă nu la fiecare conferință de presă împreună cu Vasile Vlara, din două în două conferințe de presă. Și am anunțat-o public și bănuiesc că și aici la Constanța am spus același lucru. Pentru primarii de municipiu, reședință de județ și pentru cel care ocupă prima poziție pe lista de consilieri județeni, cel care se presupune că va fi președintele de consiliu județean, validar, interpretarea criteriilor de integritate se face de către conducerea centrală. N-avem nici măcar un singur caz de persoană validată care să nu îndeplinească aceste criterii de integritate. În ceea ce privește restul candidaturilor de la nivel de județ, nu se pronunță conducerea centrală. Statutul este foarte clar. Conducerea județeană face această evaluare și în baza evaluării își validează candidații la primărie. Dacă dumneavoastră spuneți că există anumite excepții pe care colegii noștri le-ar fi făcut în validarea candidaților, o să discutăm cu ei și o să vedem despre ce este vorba. Nu pot să vă dau un răspuns nici eu, nici Vasile Blaga, înainte de a face discuția cu organizația, pentru că dumneavoastră spuneți ceva, poate vrei și spune altceva, sau poate realitatea este în altă formă. De ce poate, și eu doresc după sufletul, eu chiar cred în prezumția de nevinovăție, va fi și la dar vedeți, în cazul dumnealui nu a fost respectat codul de integritate. Deci este membru, dar nu... Ba da, a fost respectat codul de integritate. Nu a fost respectat? S-a preferat să fie scos din cursa pentru primăria Constanța, deși stătea ceva din sondaj, ca să aduce un candidat din afara partidului înainte cu două luni. Și
să și aveți speranța că... Acum să nu vă certați că ne respectăm deciziile. Să vă certați că ne respectăm este să... Eu doar mă întreb, pentru că... Nu vă certăm, domnul Blaga. Poftiți. Păi nu, dar tocmai că ne respectăm. Domnul Dragomir, în... De ce mergi? Că vă așteptați rectoratul mele. Da, este retro. Nici nu cape discuție. Investire domnului Iodor de la Megidia, candidatul noastră de la Megidia, să-și dea demisia de la finanțe? Deci, domnul Odor, v-am mai spus, dar mă rog, este un caz special. Și pentru faptul că el a fost, noi l-am rugat să vină în partid să candideze, pentru că dumneavoastră nu a avut acest gând. La Megidia, este, nu este, mai este șeful fiscului, nu mai este director cu un anumit colegul și nu face parte de nicio direcție de control. Direcția de control este o altă direcție în cadrul ANAF, că dumneavoastră nu erați bine informat și sigur pot să îmi doriți să am o discuție să vă spun cum arată această structură. Practic este un șef de serviciu, da? O funcție publică și îi permite legea să suspende. V-am spus că are 60 de ani și ar fi, vă spun doar de ce dorință ar fi avut să iasă la pensie din acel serviciu unde lucrați din 1985 și asupra dumnealui, eu sunt unul dintre cei mai buni fiscaliști din județul Constanța, ca să spun, mi-aș fi dorit să ies la pensie din această instituție la care țin foarte mult. În momentul în care... Este un caz special și v-am spus că analizăm de la caz la caz. Domnul Odor, dacă va fi 4 ani într-un mandat de primar, pentru că și-a spus, sigur mi-aș dori să vină cineva mai tânăr după mine, pentru că are 60 de ani, deși este foarte energic și sigur își va face datoria, pentru că va ieși primarul Megidia, este un om de excepție și îl va învinge pe domnul Vrabi, pentru că știu despre ce, la ce vă referiți dumneavoastră acum. Da, eu i-aș oferi această șansă să întoarcă și pentru unul de zi la instituția unde lucrează de 1985. Prima întrebare. Vă rog frumos. Nu, dar veni și așa de rar. Prima întrebare. Ce v-a mânat, ce v-a convins ca domnul Chițac să acceptați pe domnul Chițac candidat pentru primăria Constanței din partea PNL-ului? Am înțeles că a fost la dumneavoastră și cu girul dumneavoastră. Bine, respectând procedurile politice, nu zic că a fost pe... Care studiu? Studiu sociologic. Să ne răspundă dumnealor, nu domnul Chițac, vă rog. Orice partid serios, așa, da, își găsește cele mai bune variante după analiza lui, că ea nu este împărțășită de alte partide sau de alte este altceva. Și din acest punct de vedere, noi considerăm că îndeplinește toate cerințele partidului, profesionalism, cunoașterea administrației, parcurs profesionalii reproșabil, parcurs moralii reproșabil, om al cetății, l-am dat, asta e clar, pe domnul Chițac, și am spus că dacă dorește, ne-a onorat să ne reprezinte în campania electorală pentru Constanța, tocmai ținând cont de specificul acestui oraș, care a fost condus așa cum a fost condus atâția, cu rezultatele pe care le vedeți. Cine vi l-a recomandat? Nu trebuie să recomande nimeni, din moment ce am avut o serie de analize în care a fost trecut de către era județeană și municipală a partidului și am văzut despre ce este vorba. Așa o facem în toată țara. Ați spus că l-ați rugat. Nicăieri, să știți... Nu eram pentru partid și atunci trebuie să-l lauri pe cea domnul Chițac, că l-am rugat. Și trebuie să-l rogi. Da, dar nicăieri, fără acolo filiale județene, să știți că nu s-a făcut vreo propunere de la centru. N-am venit, am ascultat un candidat și am spus că ăsta este cel pe care îl dorim noi la centru. Dar argumentul care la mine a funcționat și care m-a convins că este exact ceea ce trebuie, să știți că a fost profil domniei sale. La Constanța ați avut un profil de primar, de multă vreme același profil de primar și cred că singura șansă ca să poți să câștigi municipiul este să vii cu un profil diametral opus. Exact cum spunea domnul Lada. Un om de carieră, un om proaspăt care n-a mai făcut politică până în momentul ăsta, un om care îndeplinește criteriile de integritate, un om care are oricând posibilitatea să-și expună punctele de vedere fără să fie criticat din societatea constanțeană de nimeni și așa mai departe. Și am avut un feedback
incredibil de bun. Dar astăzi mai aveți, doamna președintă, feedback-ul e la fel de bun astăzi. E la fel de bun feedback-ul. Feedback-ul este mai bun ca la mai momentul bun. La care am lansat candidatura. Da, e pe costa. Că noi trăim aici. E clar că avem două realități diferite. Eu am să vă spun că momentul decisiv va fi data de 5 iunie și în definitiv să știți că trebuie să îi placă unuia sau altuia. Trebuie să îndeplinească majoritatea voturilor din Constanța. Eu, de exemplu, dacă aș fi constanțeancă, n-aș avea nicio ezitare să aleg între Făgădru și Cuțac. Bănuiesc că mulți din Constanța, știind rețeta Mazăre-Făgădău, binomul, tandemul Mazăre-Făgădău și modul de operare al celor doi de atâția ani și știindu-l pe Virgil Cuțac sau dorind să cunoască și altfel de model în administrație, s-ar putea să facă aceeași opțiune ca și mine. Noi ne-a prezentat domnul președinte un sondaj. Ultima întrebare. Sondajele sunt ale noastre, nu ale dumneavoastră. Ultima întrebare, referitor la legea privind